m-am schimbat total. Dragule, ia steaua titlu? Sper să nu retrogradez, eu cred că nu. Care este steaua adevărată? Și eram la același nivel. Eu am căzut, am început să nu mă antrenez bine. Salutare, Cătălin! Bine ai venit alături de noi! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Dragule, la o scurtă analiză a prestației tale pe terenurile de joc la care ai activat, anume jucător, antrenor, social media, podcasturi, interviuri, am sesizat un extraordinar control al emoțiilor. Cum se explică? Te-ai născut cu harul acesta sau l-ai dezvoltat? Eu cred că m-am născut. Am mai discutat de partea asta emoțională și cred că a fost principalul meu atu, mai ales că eu am debutat și tânăr și chiar nu m-am pierdut deloc. Atunci când am intrat pe teren, m-am schimbat total. Chiar dacă au fost spectatori mulți în tribună, eu îmi vedeam de treaba mea și niciodată, nu știu, n-am avut așa emoții foarte, foarte mari pe terenul de joc. Spune-mi în portofoliu vostru, la Super Brain, cine l-aveți? Hanca, Coman, Răzvan Marin, Stanciu? Da, au fost Stanciu. Mai mulți jucători de renume care au venit și au lucrat cu noi, de la Hanca, care a fost chiar primul jucător cu care am început când era la Dinamo. După aceea au fost Florinel, Coman, a fost Nedelcu, de la Steaua pe vremea aia erau Stanciu, Chipciu când erau la Anderlecht, Răzvan Marin, care la fel a lucrat foarte mult cât a fost și în Belgia și după aceea în Italia. Mulți jucători care și-au dat seama că este nevoie, care au venit, până la urmă noi le cerem doar să vină la o primă ședință, să vadă despre ce e vorba, să discute cu coachul și să vadă de ce înseamnă până la urmă un mental coach, pentru că la noi ideea aceasta e relativ nouă, de câțiva ani. După aceea, la majoritatea jucătorilor le-a plăcut și au continuat, unii câțiva ani buni, unii nu mai lucrează, unii au mai făcut pauze, depinde de fiecare. Am avut șansa de peste 30 de ani să iau pulsul numeroși fotbaliști. Există un stereotip anume și vorbesc de cei care au activat în străinătate. Am întâlnit des expresia aceea, ca să te bagi în teren la gruparea respectivă din străinătate, trebuie să fii de cel puțin 3 ori mai bun decât jucătorul local, jucătorii din acea țară. Este fals. Acest lucru este total eronat. Este, de fapt, o scuză a respectivului fotbalist ca să-și justifice eșecul. Cum tu crezi, să zicem, în situația asta cu un fotbalist care e nevoie să-i conștientizezi, apoi să schimbe stereotipul și să-l capacitezi, să-l motivezi? Păi, în primul rând, trebuie, cum ai spus și tu, să conștientizeze că acest lucru nu este adevărat, că antrenorul n-ar avea de ce, dacă jucătorul român este mult mai bun și mult mai în formă la un moment în timpul campionatului, de ce să nu-l bage pe el și să aleagă un jucător din țara respectivă, un jucător localnic, să spun așa. În primul rând, el trebuie făcut el să conștientizeze că toți pleacă pe picior de egalitate și că doar ce face el e important. Ceea ce antrenează, ceea ce face la antrenamente, ceea ce face după antrenamente și cum se pregătește pentru acel joc. Pentru că e foarte important. Mentalitatea nu ți-o schimbi, gata, am meci, ies la încălzire și am zis gata, m-am schimbat, acum sunt pregătit de joc. Nu, trebuie să ai un adevărat ritual în săptămâna, în luna premergătoare, să ai un program bine stabilit și organizat ca să poți să performezi la meciuri. Și în acel moment când el conștientizează, dar singur, își dă seama,
lucrurile se schimbă. Se vede o schimbare și la el, pentru că începe să se antreneze altfel, începe să-și dea seama că ceea ce face, face bine și are reușite la antrenamente, în primul rând, după care ușor, ușor în jocuri se vede acel plus, care eu am zis mereu că mental coaching-ul îți dă un plus dacă îl faci undeva la de 2-3 ori pe lună, cel mai bine ar fi o dată pe săptămână, undeva după câteva luni se vede plusul ăsta de, zic, 20-25% care îți crește randamentul. Foarte adevărat lucrul acesta. Dragule, este au titlu? Eu cred că da. Okay. Mare parte cred că da, pentru că deja eu cred că cu victoria la Constanța a fost foarte importantă, mai ales că cei din spate s-au încurcat. Și eu cred că procent de 80-85% e greu să mai pierdă campionat. Dinamo retrogradează? Nu, sper să nu retrogradeze. Eu cred că nu, pentru că undeva s-au schimbat lucrurile în bine, eu cred, în această iarnă. Sunt pe drumul cel bun. Am văzut penaltiul care... la limit, așa, în ultimul minut, discutabil. Era o victorie foarte importantă pentru ei în momentul de față. Dar eu cred că Dinamo e pe drumul bun și cu siguranță se va salva. Între FCSB și Steaua, care e Steaua adevărată? Am mai primit întrebarea asta de foarte multe ori. Am încercat să răspund la modul, eu am jucat la Steaua. Okay. Eu când am jucat, era chiar Steaua atunci, pe vremea când am jucat eu și am plecat în 98. După ce am plecat eu, s-au schimbat lucrurile. Sincer, nici nu știu ce să vă zic. Eu cred că și FCSB-ul e Steaua, pentru că după aceea m-am întors și am jucat contra FCSB-ului cu, eu știu, cu Bănel, contra lui Bănel, lui Rădoi, lui Petre Marin. Cine era atunci? Că nu știu. Okay. Eu nu știu. O întreagă poveste în care nu știu care cum e. Câți ani ai petrecut în Spania? 7 ani jumate, nu? Da, 7 ani jumate. Ce părere ai de Horațiu la Atletico, Horațiu Moldovan? Eu cred că e o performanță și okay, pentru fotbalul românesc să avem un jucător care pleacă la o echipă așa de mare în Spania. O să-i fie foarte greu să se impună, dar nu e imposibil. Eu cred că a făcut alegerea corectă odată ce îți vine un club așa de mare ca Atletico Madrid să vrea să te cumpere, trebuie să spui da din prima, să mergi și să îți joci șansa, să te duci acolo, să te bați pentru postul tău, chiar dacă are un concurent redutabil, unul dintre cei mai buni portari din Europa la momentul de față. Dar eu cred că e un plus și pentru noi, pentru fotbalul românesc, pentru echipa națională. Și cred că totul vine ca și o consecință la tot ce s-a întâmplat și la rezultatele care le-a avut echipa națională. Altfel, cred că nu se întâmpla. Cu toate meciurile bune care le-a făcut la echipa națională, cu calificarea de la echipa națională, aceea cu jocurile bune de la Rapid, toate astea te fac să crești ca valoare și începe lumea să vorbească de tine. Și uite că o echipă ca Atletico Madrid a plătit și l-a cumpărat. Tu vorbești de națională, urmează Euro, Ucraina? Da, un Euro, Belgia. Ucraina, Belgia, Slovacia, o ce grupă... Ce crezi că vom face? Primul meci cu Ucraina? Ce pronostic pui? Eu cred că important ar fi să nu pierdem. Ok. Fiind primul meci, Ucraina, din ce am văzut, o echipă bună, chiar dacă s-a calificat la baraj, o echipă cu potențial, important e să nu pierzi primul meci, după care ușor, ușor
Eu cred că e o echipă accesibilă cât de cât și putem să sperăm la o calificare mai departe. Doamne, eu așa cred. Să fie. Ai fost la film la generația de aur? Deocamdată n-am fost. Vreau să-l iau pe la mic să merg să vedem la... Emoționant. Da, cu siguranță o să fie. Sunt imagini, sunt jucători, mari jucători, interviuri și chiar vreau să merg să-l văd. Mai ales că ai avut șansa să și prinzi generația de aur pentru final, dar... Chiar am debutat cu Neapui Iordănescu, eu la 18 ani la echipa națională și chiar asta vorbeam, primul meu meci am jucat în Spania, la Mallorca, meci amical și chiar am prins să stau în cameră cu regele, cu Hagi, da. Era, mai era încă generația de aur, pentru că era Hagi, era Popescu, era Petrescu, Stelea. Toți jucătorii care au făcut performanță în 94. Da. Ai ce povesti cu voinicilor tăi și... Da, sunt. Sunt jucătorii de calibru cu care am jucat la echipa națională, jucătorii mari, care pe vremea aceea evoluau la echipe foarte bune din Europa și o echipă națională care, dovadă că am făcut egal cu Spania la ei acasă 1-1, care se bătea cu orice echipă de la egal la egal în momentul ăla. Dragule, dacă ai exista posibilitatea să dai timpul înapoi și ai avea acces la Super Brain, la ce lucruri? La ce aspect ai lucrat la tine ca să îmbunătățești? Și în ce moment? Ideea, cred că așa a și plecat. Eu până la urmă am fost un autodidact. Eu singur mi-am făcut mental coaching-ul, dar undeva pe la vreo 28 de ani. Aveai nevoie? Nu, atunci eram bine. Eu cred că aveam mare nevoie la 18 ani. Eu cred că dacă aveam așa ceva la vârsta aia, poate jucam la echipe mult mai bune și aveam, nu știu, valoarea creștea cu siguranță. Pentru că eu am plecat la 19 ani, am plecat în Spania și, cum am mai și povestit, eu jucam la echipa națională venit acasă, am avut două meciuri, parcă cu Germania și cu... o echipă, nu mai știu, nu mai țin minte, jucând titular ambele meciuri și jucând bine, m-am întors la echipa, în momentul acela eram la Salamanca și nici măcar n-am prins lotul. Antrenorul a zis, domnule, tu n-ai fost aici cu noi, nu te-ai pregătit. Nu te-a băgat titular, că tu ai fost în cantonamentul național. Da, eu am fost în 10 zile pe interpretat. Și eu atunci m-am dus în cap. Nu lucrează, că sunt străin. Eu sunt joc la echipa națională, sunt cel mai bun și tu nu mă n-ai bagi. Gestionat, Normal, dacă aveam o mentalitate puternică și știam cum să gestionez momentele astea, atunci îmi vedeam de treabă, mă antrenam. Și eram la același nivel. Eu am căzut, am început să nu mă antrenez bine. Următorul meci când m-am băgat, nu eram pregătit, am evoluat prost și tot așa m-am dus în jos. Ușor, ușor a trebuit să-mi dau eu seama singur, cum am spus și mai devreme, să fiu un autodidact, să-mi dau seama că nu contează, că eu trebuie să-mi văd de cât de antrenamente, de ce trebuie să fac eu și așa mai departe. Deci, cred că cea mai mare nevoie aveam la vârsta de 18-19. Dragule, o adevărată bucurie să te aminte locutor. Și pentru mine, mulțumesc mult de tot. Mi-aș dori ca programele tale, care m-am uitat peste ele și am avut șansa, ocazia, bucuria să te cunosc, să fie accesate de cât mai mulți fotbaliști la Super Brain, că e mare nevoie. Și eu sper, pentru că e nevoie și, cum am zis și mai devreme, un pachet așa, mental coach și sală de forță, nutriție, plus antrenamentele de zi cu zi la echipă, te fac undeva să ai randamentul ridicat de 25-30%. Deci toată lumea are nevoie. Îi așteptăm. Vă invităm să urmăriți podcastul pe Business Philosophy, pe canalul de YouTube și mulțumesc. La revedere. Cu plăcere. O zi bună. La revedere.